O relație se termină în momentul în care ambii parteneri nu mai au capacitatea de a se înțelege reciproc. Asta se întâmplă în special atunci când tu nu mai apreciezi nimic în relația, în căsnicia ta. Și în momentul în care tu nu mai ai acele puncte pe care să le apreciezi, de acolo va apărea și lipsa înțelegerii. Pentru că în orice relație căsnicie există, pe lângă momentele frumoase, și acele momente de, cum să zic eu, de tensiuni. Te trezești pur și simplu într-o dimineață cu o stare de nervi inexplicabilă. Dacă partenerul tău nu-ți înțelege starea, de aici totul se va rupe, pentru că vor apărea certuri, un mediu toxic și ușor, ușor se va ajunge la înșelat. De ce? Pentru că nu știm să mai apreciem ceea ce am apreciat în trecut. Adică am pierdut simțul aprecierii. Când pierzi simțul aprecierii, categoric o să pierzi și simțul înțelegerii. Adică nu vei mai avea capacitatea de a împărți greul cu partenerul de viață. Odată eu, odată tu. Odată eu, odată tu. Așa treci în căsnicie și într-o relație peste momentele grele. Împarți greul. Nu mai apreciezi ceea ce trăiești în relația ta, nu vei mai împărți nici acel greu și vei ajunge să consideri că partenerul de viață trage pe tine și așa mai departe. Eu cam așa văd. Sunt curios ce gândiți voi. Lăsați la comentarii acolo. Vă pup!